Bună ziua, fraților, și bine v-am regăsit cu un episod despre Dubai. Astăzi mă gândeam să vorbim despre Infinity Pool. Înainte să plecăm în Dubai, eu mi-am făcut cercetările să văd ce fel de Infinity Pool-uri sunt, pentru că atunci când am fost în Bali, ne-am fost și acolo, când am fost în Singapore, am fost și atunci la Infinity Pool și mă gândeam că dacă tot umblăm în Dubai, măcar să vedem un Infinity Pool. Vă dați seama ce interesant e să faci baie la etajul 100 pe un hotel din centrul orașului. Deci mi s-a părut foarte interesant acest lucru. Înainte am verificat la Infinity Pool-ul de 360 de grade, cel mai înalt din lume, nu se mai găseau bilete doar pentru luna iunie-iulie, așa că ne-am lăsat pe gubaș în partea asta și am mai găsit un Infinity Pool la Sky Access. Este un hotel nou, de-abia construit. Din cititele mele sau din informațiile mele se poate intra cu 250 de lei să faci o baie, să faci o poză, să stai la terasă și am zis hai să încercăm. Așa că ne-am pus într-un taxi super, super fain. Chiar în ziua aia am prins un taxi foarte vechi. Și cum am ajuns la hotel, hop, a venit omul și m-a întrebat, dar ce căutăm noi aici, ce vrem noi aici? Și a zis, păi uite, am venit la Infinity Pool. Păi nu se poate intra, gata, numai cei din hotel. La un moment dat chiar mă gândeam să luăm o seară la hotel, pentru că era în jur de 1800 de lei, doar ca să putem avea acces la Infinity Pool. Și îți luai o cameră, stai o noapte acolo și aveai toate incluse în preț. Dar am zis că hai să încercăm prin altă metodă, așa că ne-am mai interesat între timp să vedem cum se poate accesa acest Infinity Pool. Așa că m-am pus pe treabă, am întrebat lumea cum, unde, ce, cum putem vizita și din feedback-urile pe care le-am primit ar fi fost că trebuie să plătim un bilet de 500 de dirhams, asta însemnând undeva la 6 de lei și încă 100 de dirhams pentru ajutor, să zic. Și aici mi-am adus aminte de un tricou pe care colegul mi-a zis și acel tricou zicea da, gata, am vorbit, nu se poate. Mi s-a părut foarte nostim că și în Dubai merge exact aceeași treabă, deci totul este posibil, dar trebuie să știi să vorbești cu lumea care trebuie. Dacă ai vorbit cu cineva și ai zis că nu se poate, atunci așa ai rămas. Așa că, fraților, dacă vreți Infinity Pool, chiar dacă sunteți în Dubai, luați-vă o seară la un hotel, se poate lua și o singură seară, vedeți cum e micul dejun, vedeți cum e piscina la ei, așa că ăsta ar fi pontul să vă luați un Infinity Pool, luați o seară de hotel și o să ieșiți mult mai ieftin cu o seară de hotel decât cu rezolvări, cu hai să vedem cum se poate, cum nu se poate. În schimb, am mai aflat și altceva. După ora 12 este deschisă terasa sus la hotel și dacă tot mergi la terasă poți să ajungi și la piscină, pentru că nu cred că stă cineva să vadă dacă ăsta e de la piscină sau nu e de la piscină. Deci din momentul în care te urci la terasă poți să bei un suc, o bere, iar dacă ești român și ești descurcăreț s-ar putea să intri și în piscină și să vezi cum e să stai în Infinity Pool. Așa că astea fiind spuse, vă mulțumesc, toate cele bune până la un alt episod. Pa, pa!